we are going to split in teams of five. We will give you some big bags. What did you find here? What's that? That's a trouser. People just left it like this. 24 de tineri din 8 țări europene aflați pe litoral în cadrul programului Erasmus Plus au curățat astăzi plaja modern. A fost ideea lor, au fost pe plajă, s-au bucurat de Constanța și apoi au decis să facă această provocare și să curețe plaja și zona modern unde practic ei sunt cazați. Proiectul Erasmus Plus este pe tematica antreprenoriatului social. Timp de 7 zile ei au participat la diverse vizite și ateliere de lucru cu experți în domeniul antreprenoriatului pentru a-i ajuta să-și dezvolte afaceri sociale sau proiecte dedicate tinerilor vulnerabili. Patrick este din capitala Greciei. Împreună cu prietenii săi din țări precum Franța, Italia, Spania sau Portugalia, a strâns aproape toate resturile menajere lăsate de turiști pe plajă și nu numai. We have the same problem and everything is grease, it's also people throw trash all over the streets and they really don't care about harming the environment. Really, the earth is in a really critical state right now about the fires in Amazonia, about the fires in Siberia, and really people don't do anything about that. We collect a lot of bottles. People don't be careful about that and just trash on the beach is really bad. And a lot of cigarettes. Well, maybe yes. Yeah, like a small piece. Hello, I'm from Spain, from Valencia. What do you think so far about Constanza? I really like it. I have been here for 1 week or something like that. And I think that it's very beautiful. You have a very good beaches. Solidar cu voluntarii europeni au fost și tinerii care iau parte la competiția Constanța, capitala tineretului din România. Până în prezent, peste 150 de tineri au ajuns la Constanța prin intermediul asociației Youth Vision ca participanți în programele Erasmus+.